continuăm aventura noastră culinară cu ajutându-ne de produsele de la Comalat. Lapte, lapte bătut, cașcaval, l-am desfăcut până m-am frecat eu pe aici, băieții ăștia au vrut să guste. Uitați ce mi-a rămas. Nu-i nimic. Vom folosi smântână, numai lapte. Aici e un mister, știi? Adică pe multe produse de-astea lactate trebuie să recunoaștem că n-au colaborat deloc cu vaca. Asta e o colaborare românească. La ieșirea din Alexandria am trecut ani de zile fără să știu ce e acolo, că dacă știam, dădeam lovitura. Nu-i nimic. Și iubirile târzii sunt importante. Bun, un mic spectacol gastronomic și sper să fie și un mic spectacol de operetă. Nu zic operă bufă, dar poate operă bufă. Tony Grecu. Bună! Am fost acum vreo 3 ani aici sau 4 ani, nu da, mai știu da, când. Da, da. Păi erai mai gras. Da. Ai slăbit. Ai păi dat timpul înapoi. Cum ai reușit? Spune-le oamenilor alerg, care este secretul bucătarului care slăbește, că bucătarii de obicei se îngrașă, nu slăbesc. Să spun ceva, secretul este să gătești. Când gătesc, eu mănânc foarte puțin. De ce? Pentru că, uite, am aici o ruladă făcută de mine. Așa. Înțelegi? Asta este fileul ăsta de porc cu șoriciul ăla pe care l-am scos și cu grăsime, așa. L-am înfășurat, a pus mirodeni, vin, nu știu ce, miere și uite ce poveste minunată. Bun, și ce legătură are rulada cu slăbitul? Păi dacă are pe asta, nu cred că slăbești. Dacă eu nu o făceam eu, înțelegi? Și venea cineva la masă cu ea și spunea, domnul Dinescu, ia gustați. Și îmi dădea o felie de asta subțire. Așa? Așa cum o să-mi dă răsie. Dar așa dacă gustam, nu, nu gustam, nu, nu, să mănânc eu. Gustam. Zici. Și spuneam, băiete, mi-a plăcut foarte tare, ia mai adut, nene, vreo 3-4 bucăți, așa. Așa eu, făcând-o, gust o țâră. Așa, tot o țâră un par de vin, unde ți-e paharul, nu ți-a adus. A rămas dincolo? Da, scu, așa. Deci urada asta e făcută de tine? Mă jur, uite, ce vrei să mă... Nu, nu! Poate nu crede, nu că mulți și nimeni, bă, nu gătește Dinescu, dar cine, mama care a murit, tata sau cine dracu? Eu le-am învățat pe fetele la cetate să gătească, dar nu știu să facă ele. Deci tu ai slăbit mâncând, spune-le oamenilor ca să înțeleagă. Ai slăbit privind. Ai slăbit privind. Gătind, mai bine gătind. Zis. Gătind. Deci dacă omul gătește, își taie singur pofta de mâncare și... Mă, depinde și de structura omului. Este de altruism aici, adică poetul și să știi, de obicei te înveți, te îngrași și din vin. Așa. Și din am vin mai... normal că te îngrași, că are calorii mai multe decât porcul ăsta din ruladă. Da. Rulada porcului. Asta e titlul de poezie. Rulada porcului. Parcă mi spun ceva. Ai făcut vreodată... Te-ai gândit să scoți vreo carte de poezii exclusiv culinare? Stai puțin, să spun obsesia ceva. Obsesia ta pentru femei o știu. E atât de... Eu nici când am iubit femeile... Așa? Nu am, eu am scris poezii când nu iubeam. Adică scrii poezii de dragoste în singurătate. Că tu te vei apuca să scrii poezii despre mâncare când o să-ți fie foame. Nu. Băi, nene, poezii despre mâncare nu o să scriu mai niciodată. Foamea este cel mai bun... Cel mai bun mijloc sau mai, mă rog, cel mai bun motor pentru inspirație. Foamea. Bă, pe foame, nene. Foamea, păi da. Când ai buta plină, toți, păi dar nu ți-a de nici de amor, da, că dragul, când te ufli ca tu porcul. Când erai tânăr, când te urmărea securitatea, când mâncai cartofi mai fomis, cu... fomis. Nu? Da. Atunci aveai inspirația. Bine, atunci era un mecanism, o revoltă, știi? Sigur. Revolta combinată cu foame, foame peste tot. Mergeai la restaurante închise la ora 9. La ce? La da, să trăgea heblu, să... Nu puteai să cumperi, dacă erai țăran, nu puteai să cumperi pâine. Nimic, dacă... dar eu am pățit asta, da? Dar n-am pățit, da? Când am venit în București. Ce, aveai mecla de țăran așa și n-au crezut că ești din București. Bine, acum și acum am mecla de țăran, noroc că vin lângă tine ca să mai capăt și eu un pic. Păi nu, și eu sunt țăran. Știi că Marin Preda avea o vorbă. Un țăran când vine în București caută alt țăran. Eu sunt din Slobozia, tu de unde ești? Din Iași. E un pic mai sus, totuși, oraș. Scuze. Deci, oraș mare, deci, da. Deci e altă treabă. Iartă-mă, nu da. Știu care dintre noi e mai țăran bine la faza asta. La Iași, a, da. În fine. La deci... festivalurile de poezie, era, da, era tare. Deci, când a pus să scrii poezii despre mâncare? N-ai zis-o.
Nu știu, cred când că am scris-o, dar foarte rar. Nu scriu acum poezii. Dar ce te inspiră pe tine în ziua de azi? Ce te inspiră când scrii? Măi, chestia asta cu inspirația este o bluf, de fapt. Că nu te inspiri. Multă lume crede că poetul iese în parc, miroase un trandafir și scrie poezie. Se uită la lună ca idiotul și scrie. Nu! Creierul ăsta are altă chestie. Stai în pat, în cearceafuri, în ploapă, mănânce, și deodată vine chestia și scrie. Adică nu trebuie să te... Eu când eram... Eu așa am început, uite, mă închin dacă... Până clasa a șaptea, eu știam asta, cu inspirația, poetul trebuie să se inspire, știi? Și mi-am luat un caietel, așa am scris eu primele poezii. Și m-am dus în pădure, lângă Slobozia, acolo înfloriseră ghioceii și stăteam cu caietelul. Am înflorit ghioceii. E niște tâmpeni, știi? Adică n-am fost genialoid la... cred că aveam atunci 12 ani, m-a lovit pe la 16 ani chestia aripa geniului, aripa geniului ca nu? Să fiu modest. A fâlfuit deasupra ta pe la 16 ani, nu? Când am trimis eu elev de liceu, știi că taică-miu a fost chemat la m-a prins aia citind Rainer Maria Rilke, în ora de socialiști științific, de economie politică, fii atent. Cum ai îndrăznit să citești Rainer Maria Rilke? E bărbat sau femeie? E un element, e, cum se spunea, brânză bună în burduf de câine. Așa. Da. Deci l-am prins citit în timpul orei, domnule. Tata, mama, i s-a ridicat părul de indignare. Ți-e rușine, citești din timpul. Și eu îi spusesem, da, tata, eu aș vrea să devin scriitor. Și el zice, da, el zice că ar vrea să devin. Tovarășul Dinescu, el nu are cum să... Asta, fii atent, fiind profesoară de socialist științific. El nu are cum să devină. Copiii de profesor universitar, aia de doctor, ăia sunt bătuți de mici la curs să scrie versuri. Nu un copil de lăcătuși metanic. Lăcătuși, el are față de strugar, domnule, nu are față de scriitor. Și uite, tata, băi, ce doamna Radu o chema, fie țărâna ușoară... Bă, ai femeie deșteaptă, a zis că tu nu ai cum să devii scris, da? Deci bagă-ți mințile în cap să nu te mai prind, că citești și scrii. Și noaptea, sub plapul, aveam o lanternă și când adormea tata, l-auzeam că-ți fore, buf, mă apucam să citesc. Deci, așa am comis. Și când mi-au apărut primele mele versuri, tu te-ai terminat la lanternă sau... noaptea sub plapul. Da, da. Frate. Pe cuvânt de om, îți spune niște lucruri, uite, eu de stări n-am mai și la figura te-ai luminat. Da, da, da. Citind la lanternă. Nu, subversiv. Bine, după aia ți-au pus aia lanternă în ochi, mai târziu. Mai târziu. De la început am considerat literatura ca o formă de iluminare, de subversiune, nu, de să fi, da, să fi. Și când am publicat primele versuri, eram în clasa, bine, la 16 ani am publicat o poezie, pe urmă, mai târziu, când am trimis așa un, era și sunt tânăr, doamnă, acolo, că o scrisem în liceu, și a apărut la poșta redacției, fenomen rar, cel înzestran, nu știu, adică niște chestii, nu-și mai îngăduie nimeni acum să spună despre mine că ăștia mă văd la bucătărie. Ce, bă, ce ăsta-i? Mai devenit prea comun, deja ești o persoană de asta care și m-am mociorlit în asta. Dar eu, de fapt, și atunci eu nu le-am arătat părinților mei, dar dragul, știi, că eram revoltat, așa? Nu le-am spus, uite-mă cine sunt. Erai mândru de ce au scris aia? Eram... Sau ți-era frică să nu te bată tăi, că nu te-ai făcut lăcătuși? Bă, tu ești ăsta, fire al dracu. Nu, dar la un moment dat am agățat o fată de acolo în oraș și m-a pus dracu, am adus-o la mine acasă, nu știu, nu prea aveam unde, că era o casă la curte, așa, micuță, cu trei camere, taică mi-era plecat, maică mi-a și era, nu știu unde, o bag în gămă și ca idiotul mă apuc să-i arăt ziarul ăla, unde era fotografia mea și poezie. Și ce-mi spune asta, zice, v-a dat la ziar. Și că nasol. Dacă era ceva, când te dădea la ziar, părea că ești nasol. Deci... v-a dat la ziar. Aoleu, s-a dus dracu tot amorul, da. Hai, fii atent. Da, așa. Poezia... De ce nu scriu poezii despre mâncare? Pentru că în sine mâncarea este o poezie. E o formă de poezie. Da. Mirezmele cu care nu se evaporă dintr-un chestie cu mirodenii. Uite aici, mirodenii, unde mie, mă? Eu tot umblu ca... după mine cu buruien. Ce ești, busuioc? Ce e asta? Tot spun, domnule, lăsați-o cu piperul. Piperul n-a fost o mirodenie pentru român, pentru că era piperul acum 150 de ani, era foarte scump. Acum 500 de ani era mai scump decât aurul. Deci, se punea coriandru, se mai găsea, că, dar în primul rând... Deci asta ce e? Asta ce e? Asta e un cântec. Nu. Știți, mai, v-am cântat cântecul ăla despre...
Măghiran. Măghiran, aha. Deci Măghiran, când toată lumea aude când foaie verde, Măghiran, pupația și calul Bălan, nu știu ce, coama Bălan. Păi Măghiranul era o mirodenie pentru orice om sărac. Mergea pe câmp și culegea Măghiran. Uite ce frumos miroase, da? Dar nu există Măghiran. Îi găsește în pliculețele de uscat, nu mai are nicio mireasă. Pe urmă, chestia asta care se bagă la murături, mărar uscat. Mărar, da, mie da, îmi place. Da. Mărarul verde eu nu pun, dar pun sămânță de mărar uscat. Asta, ăla, știi ce? Nu știi, nu știi, că nu găsești. Cimbru. A, cimbru. Ăsta e cimbrișorul nostru. Cimbru ăsta se pune da. Ca la friptură. Peste tot. Se pune. Da. La friptură, măi. Păi la sigur că, dar la ce dracu să ți-l pui în cap când te nu coafezi? Nu știu, eu te întreb. Nu, uite, ăsta e busuioc. Ăsta se pune la biserică. Ăsta la... exact. Se binecuvântă. Da. Acolo frumos. Inițial se puneau în mâncare. Toate aceste ierburi, care creșteau pe câmp sau erau cultivate, erau folosite ca plante medicinale, dar de fapt se puneau în mâncare pentru bine, gustul și... Acum sute de ani, probabil că țăranii în sărăcia lor, iobagii da. Ăia, sărmani, da. Tare, așa? Mâncau numai astea, n-aveau carne. Mâncau cum? Dar mâncau bea... numai... Da. După aia s-au rafinat deci și au descoperit friptura. Da. Mult ștevia, înțelegi? Nu? Când apărea ștevia, era fericirea românului, că ieșea din iarnă. O mânca direct da. De pe tarla. Păi da, e bună și mâncată direct, să știi, sau măcrișul sălbatec. Cum ziceau ăia cu 300 de ani? A ieșit ștevia! Hai, am copii! Am învins apărat. Ai popor, a ieșit ștevia. Am rezolvat capitalismul românesc. Da. Venind încoace, am auzit o știre că în România, luna asta, gazul s-a scumpit cu 46%. Gazul? Gazul. Deci da. Și e începutul iernii, suntem în noiembrie, da? Îți dai seama ce se poate întâmpla până în aprilie anul viitor sau până în martie anul viitor? A? Bine, ăștia, pe bune, acum să nu-mi facem mișto. Ăștia sunt niște criminali pentru că dacă bine, n-ar nu exista... guvernul ăsta, că nu guvernul ăsta a scumpit-o, e chestia mondială, cum n-ai... ar veni, da. Da, dar chestia asta, mondializarea asta, știi, are acest cusur că ai, n-ai treabă, ai, n-ai gaze sau petrol subteran, tu trebuie să ai același preț ca dacă vine de la ruși. De la ruși vine. De la ruși, cred că ne vine tot ce e rău vine de la ruși. Nu vine de la ruși, nu. Avem și noi. La un moment dat știi că propusese un ministru să umple peșterile, că erau niște de-astea cu gaz. Cu gaz, că da, se poate... Da, să le umple decât să scarpoare. Când era ieftin, da. Așa. Să le umple cu Măghiran, aș zice, că e o... Măghiran? Băi, tu dai seama, să umple toate pe o să spun Măghiran cu peste... cu coriandru, uite, aici fie... cu busuioc. Da. Cu asta să fie bogăția României. Ăsta știi ce e, stai puțin, lasă că... Să fim cel mai știi mare exportator de Măghiran din lume. Tu dai seama ce frumos, da. Măghiran la bursa din Londra. Da. Cotația Măghiranului. Și apar eu și spun... Exact. Au băgat unii niște bandiți, iată, apropo de monezile astea artificiale. Da. Și nu știu cum dracu au băgat ei, după ce au băgat cu, în primul rând cu... Ăștia, la Bitcoin. Bitcoin. Așa. Ce a apărut într-o chestie. Dinescu zicea că e mitul... A semnat contractul pe Bitcoin. Și a băgat în groază în băncile mondiale. Eu, săracul, care am probleme cu datorie pentru că 2 ani de zile... Hai, bă, că dacă ți-ar da ăștia jumate de Bitcoin pe emisiune, te-ar face om. Dar ce, îți dau să niciun vorbim, sfert, nu să vorbim cu patronul. Da. Nu, dar știi care e chestia? Nu prea există. Mie îmi place și în Occident, știi? Eu am o cartolină. Dar eu când, dacă merg, să zicem, la Viena, eu vreau să am un buzunar niște bani. Nu-mi place ideea că plătesc cu... Nu, trebuie să ai... Da, am o seninătate dacă bag mâna în buzunar. Să simți hârtia aia slinoasă în buzunar. Da. Pe care au pus mâna încă 100 de mii de oameni înaintea ta. Băi, e o chestie, știi? Da. E și schimbul ăsta de virus, de microbi. Prin bani, se face imunitatea de turmă, mă. Stai puțin, băi, o să râzi. Banul și icoanele. De ce copilul de la țară nu se îmbolnăvește că asta a crescut în puf așa? Până la de mic, mănâncă corcodușa nespălată. Da, cade pe jos în praf, o ia, o șterge cu nu știu ce, șterge mărul. Păi noi așa ștergeam, cum ne imunizam? Luai mărul și îl făceai... Te-ai gândit vreodată că când se duc cu oamenii la biserică și pupă toți aceeași icoană, își schimbă microbii între ei și în felul ăsta comunitatea
e ferită. Bine. E ferită, e ferită de boli. Deci e o chestie asta. Plus că ăștia se mănâncă unii pe ceilalți, ca și oamenii. Microbii nu sunt mai blânzi decât oamenii. Din contră. Și un microb de coronavirus îl calește. Sau invers, ăla de tuse convulsiv, îl mănâncă pe ăsta de coronavirus. Deci e bine să ai cât mai mulți. Păi stomacul... tu știi cât de ăștia ai în stomac, cât... mici. Știu, dă-i dragul, că din când îi dau și medicamente pe mâncare și ales chestiile nasoale și ne dă nouă, ne lasă ceea ce ne trebuie. Da, da. Da. Deci fii atent, hai să tăbărâm. Eu vreau să folosești măghireanul ăla mai repede. Da, imediat. Fii atent ce fac. Te întrebam dacă știi ce e această bucățică. E o parte dintr-un corp de animal, dintr-un organism de animal. Organism. Ești intelectual. Organism. Eficat, eficat. Eficat de vițel, fii atent. Asta conține foarte multă vitamina B12. Asta. Da, da, ai citit. E bun. E bun, dacă numai că e bun. Dacă ai probleme cu nervii, tu ai probleme cu nervii, ai, se vede. Mă scos din sărită. Dar îmi trece repede. Fii atent. Ideea e următoarea. Ficatul de vițel e la mare clasă în toate restaurantele occidentale. La Paris, foie de voie, adică ficatul de vițică, fiindcă e mai dulce și mai moale, este scump. Un kilogram costă 20 de euro. Știi cât costă ficatul ăsta la noi în obor? Cred că puțin, nu? Cât? Ia zi-mi un preț. În lei? În lei. Băi, bagă. Eu cred că ar fi vreo 15 lei kilu. E de 3 ori mai puțin. E cam 6 lei, 7 lei, da, fără glumă. Bă, nu știu de ce românii n-au. Da, e mare. Pe bune, ficatul de vițel e delicatesă. E o mare delicatesă. Da. Deci ideea este următoarea. Ficatul de vițel se taie foarte subțire, da? Subțire, așa, trebuie să... Așa. Se prăjește în tigaie, dându-l înainte până... în puțină făină ca să-i rămână sucul ăla. Auzi, să, tinere, să pui, să dai drumul la aia, să prăjesc. Dar, ideea este următoarea. Nu-l facem așa, numai ficatul ăsta așa făcut. Hai să-l tăiem în două, să pară că e mai mult. De când mâncăm, îți dau 3 bucățele. De să pară că e mai mult, așa? Da. Unul din secretele ficatului e că nu se pune sare înainte pe ficat. Țineți minte chestia asta, pentru că sarea întărește ficatul și iese tare. Ori farmecul lui este că, dându-l până făină, pui sare după ce l-ai pus în farfurie, numai așa. Îl dăm până făină, da? Deci la un restaurant, ce-ți fac eu aici, pe Champs-Élysées... Nu-i pane asta. Poți să spui, că e o formă, pentru că există șnițel pe care îl dai nou în făină și pe urmă în pezmet, și șnițel, cred că la italian, francez, nu mai știu, că nu mai pun făină dat, carnea. Fii atent. Punem ficatul la prăjit. O să mai mă joc, că nu mâncăm un simplu ficat prăjit așa, subțirel, cum am spus, da? În tigăiță. Așa. E simplu, e pentru... Că lumea mult se sperie de gătit. Băi, ce mai luați o bucată de ficat, tot e subțire, puneți pe făină și la foc potrivit, așa, nu foarte mare. Eu vreau să mai pun pe lângă el, am făcut, asta e rulada făcută de mine la cetate. Asta m-am prins, da. Te-ai prins repede. Așa, tai și o bucată de ruladă de asta sau două și o trag și pe ea în tigaie puțin. Tot cu făină? Nu, de data asta nu pun făină pe ruladă. Asta seamănă cu porcheta italiană, dar nu-i porcheta, că porcheta e purcelușul ăla întreg, așa, pe care îi scoți oasele și... Este pur și simplu cotletul ăsta scos cu șoriciul ăla de pe burtă și a ieșit întotdeauna, repet, și acum mișcați orice prăjiți, mișcați tot timpul ca să se face o negreală. Nu, se prinde și... Negreala e nasoală, știi? Mișca tot timpul, deci când gătești trebuie să stai lângă tigaie. Ideea că îi lași și te duci și mai vorbești la telefon, nu există așa ceva. Trebuie tot timpul să stai... Trebuie să te dedici. Da, când faci o mâncare, trebuie să pui suflet. Nu te uiți și să pe faci Facebook cu o mână și cu o mână frecificatul tigaie. Să te joci, așa să... E un joc aici. E de respect. Da. Față de ficat. Să mi-aduci o de-aia de... Așa, după asta, știm că ficatul cât de cât, așa,
putem să punem mirodeniile, să... Măghiran? Măghiran, busuioc, da? Am de toate aici. Deja... A, sunt amestecate deja aici. Da, sunt amestecate. Am făcut un mix. Să vadă și telespectatori. Aici da. E măghiranul, busuiocul și... El nu trebuie prăjit foarte tare, pentru că așa? E bine să rămână moale înăuntru, da? Adică să fie un pic în sânge, vrei un pic să în spui? Sânge, dar vag în sânge. Mie nu-mi plac astea. Păi, dar nu e în sânge, nu, nici mie. Eu nu mănânc fripturile, mănânc bine făcute, asta este. Dar, no. Dar... Bă, mâncarea ori e făcută, să rămâne ori moale, sânge, moale, dă-o încolo, da. Nu merge. Ce nu, bun, depinde, ce e o chestie, știi. Mai că... suntem vânători cu legători să mâncăm mâncare crudă, să carne crudă. Prăjesc puțin și această ruladă de... Această ruladă, pun și asta, da? Făcută de tine. Da. După asta, fii atent. Da. Eu o să fac și un pătuț de ciuperci. Ciuperci de alimentară, nu? Da, dar sunt niște ciuperci de-astea, seamănă cu alea sălbatice, așa, vezi, sunt mai plate, ca alea pe care le găsești în dosul șurii. Da? Nu sunt ciupercuțele scufiței roșii, nu? Alea care sunt roșii, roșii cu... Nu, da, nu prea e bine să le mănânci pe alea ale scufiței roșii. Da? Deci să prăjească pe o parte mai bine. Da? Așa. Fiindcă combinația asta cu puțină carne prăjită de porc, da? Dar tot în ulei le faci ciupercile alea? Da, nu? Tot în ulei. Am crezut că e vin ăla, pe cuvântul meu. Uite, ăla, ia gustul ăla. E aceeași culoare, e aceeași culoare, da. Uleiul și cu vin. Hai să mă, să apuc ăsta să facă ciuperci în vin. E o idee, cred că. Există păi, așa ceva? Nu, dar o să pun, da, o să sting ciupercile, o să sting cu vin. Deci, s-a prăjit pe o parte și pe alta, puțin așa, să ia culoare, da? Mai o întoarcem o dată. Va fi foarte bun, pe bune. Deci combinația de, fi, da. Combinația de cărnuri, de fiindcă asta e vițel, ăla e porc. Vițelul da? Cu porcul, da. Da, sunt dă bine, deși unora li se pare că este nu se leagă, ba, se leagă foarte bine, știi? E ca o... Cum se face slăninuța aia prăjită, numai că asta e mai... uite ce bine arată. Și da. Bine miroase, știi? Arată foarte bine, da. Așa. Ruladă. Ruladen. Făcute poți să spui ruladen. Ruladen, da. Să vorbim și puțin nețește. Ca Iohannis, săracul, care i-a făcut și el ruladă. Cu PSD-ul s-a făcut ruladă. Punem ciupercuța. Deci are garnitura, da? Da. Dă-mi... Ce să mai, dau? Mai dă și ciupercile alea. Te rog. Te servesc. Puteam să punem și ciupercile în puțină făină, dar e mai bine așa, după părerea mea. Așa, o să... Chestia asta, tehnica de a gâdila puțin tigaia, merge la orice mâncare orice bună. Mâncare, știi? Păi, da. Fiindcă... încă o dată, nu se lipește, da? O să aranjăm pormul, să punem și de la prietenii noștri, de la Comalact, puțin mântână o să pun peste ciuperci, după ce le întorc, știi? Și pormul mai fac ceva. Păi, mâncarea asta... Da, zic, are un aport de calorii destul de mare totuși. Nu e care, nu care asta. E, nu e mâncare dietetică. Asta, iartă-mă, această prostie de a te gândi înainte de a mânca câte calorii ai... Dar ce bă, mănânci? Asta e mod, asta mănânci trendul. Matematică? Da, sau, pe procente. Da. Sunt oameni care fac chestia asta. Nu. Când mănânci trebuie să gândești ce frumos miroase, ce gustoasă e. Dacă tu stai, câte calorii are asta, stai puțin, nu mănânc decât atâta. Din păcate, fetele astea vesele de pe la televizor,
păcălesc de fapt lumea cu chestia că trebuie să ai talia nu știu cât. O femeie frumoasă poate să fie micuță și bombată și... Da? Poate să fie slăbănoagă și superbă, poate să fie... Cine dracu a stat să-și măsoare iubita? Să-și cântărească înainte? Ia urcă, înainte să urci în pat, ia urcă-te, fă pe cântat. Da, cât ai? 70 de... 65 de kilograme. Bine, treci aici. Niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Să cântăresc frumusețea la cântar. O cântăresc cu ochii. Cel mai bun cântar al omului. Bun, acum ochiul. Vorbeam de mâncare, nu vorbeam de femei. Tu păi da, tot ce are place tot ce mai tare, unde te simți mai și bine. Și femeia care miroase frumos și deci, ai gustat din vinul ăla sau nu? Nu te gândi să faci o emisiune în pat cu Dinescu, cred că ar fi genial. Noi cred doi. Asta cu... da. Noi doi nu. Dinescu s-a îndrăgostit la bătrâneți. Numai cu gagici, mă. Cred păi n-a făcut, au făcut ăla nefericitul ăla, cum îl cheamă, care a dat faliment. Ăla stătea în cartierul primă veritat, a fost activist și a devenit milionar. Așa. Și avea o nevastă cu o jumătate de metru mai înaltă decât el. A, te refer la Irinel Columbeanu. Irinel Columbeanu, știi? Da. Am fost odată la Vox Maris, la prietenul nostru comun, la Nicușor, care e un artist, de fapt, da? Și stătea Irinel Columbeanu acolo și l-am invitat și pe Andrei Pleșu într-un an. Și pe vremea aia, Irinel Columbeanu făcea filme cu asta, în camera lor, cum se culcă. Cu Monica, Monica Gabor, da. Așa. Și Andrei zice, stăteam la masă, era, bă, ăștia să duc să filmeze, ce? Ce-ar fi să ne dăm, să ne luăm două scăunele și să ne așezăm lângă pas, să ne uităm în direct, să nu vedem la televizor chestia asta, știi? Deci, această poveste cu... Vezi că se ardă alea sub ochii tăi. Nu se ardă, nu, ele, nu el, sunt negre pentru că asta e culoarea, cum e aia? Dar este fum, nu? Neagră nu? Sunt de felul meu, slabă sunt de dorul tău. Dă-mi cu o data. Măghereanu? Nu. Asta? O chestie de asta, da, să pun și vercuțele. Te rog. Așa. O să pun și vercuțele. Știi ce aș fi vrut? Ai niște ceapă, să toc și niște ceapă. Ficatul e foarte bun cu niște ceapă prăjită. Deci tu nu ești de acord cu nutriționiștii care promovează alimentația foarte rațională și foarte bine care slăbesc, controlată? Sunt niște oameni, să spune, bolnavi de nervi la cap. Mai le pun puțin să prăjească, sunt prea moi după gustul meu. Eu n-aș zice că e chiar așa, acum pe bune. Uneori nu poți să fii obsedat de chestia asta, să slăbești sau nu știu ce. Trebuie să fii mai inteligent, nu mai slab sau mai gras. Deci n-ar putea aceste fete să spună, mă, fată, hai să mai citim și noi, să fim mai deștepte, mai interesante, mai, știi? Dar ele sunt, ele și închipe că bărbatul le cântărește. Nu cântărești, mă, femeia, niciodată. Bun, hai să te întreb, nu știu dacă, e o întrebare din zona privată. Ți-ai făcut vreodată analizele de colesterol? Da. Și ești ok? Da. Băi, bravo ție, înseamnă că ai un metabolism bun și îți acum să spun un să secret. Mănânci orice. Da, să spun un secret. Alții n-au chestia asta. Nu, dar nu e vorba că trebuie și să mănânci. Nu pot mânca să mănânci porc, mai... de pildă, pentru că nu e adevărat. Sau nu prejez, de la... sau nu faci colesterolul de la porc, mă, ascultă-mă. Deci, dar de la ce îl faci la un moment dat mă îngrășase mai tare, așa, și soția mea, acum vreo 10 ani, și zice, hai să faci un control, așa. Băi, și mă duc la o doctoriță împreună cu ea să-mi ia colesterolul normal. Eu îi spun, doamna doctor, zice, domnule, scuzați bine. Zic, să vă spun ceva, zic, soția mea s-a îngrijorat că beau cam mult vin, așa, și probabil că vinul îngrașe și care în el substanțe. Dar zic, luați-i și ei, că era slabă. Nu mânca, nu bea mult vin, nu mânca gras, nu știu ce. Și e și colesterolul mărit. Și atunci am discutat cu doamna doctor, i-a spus un lucru. Domnule Dinescu, știți care e chestia? Doamne, îi spune ei, vinul de fapt omoară colesterolul ăla rău. Că există două soiuri de colesterol. Numai că noi n-avem voie să spunem că să apucă unii de băut, să zică, doamne, nu e nicio problemă, omoară, e medicament. De băut, nene, da, mâncați, că e medicament. Așa. Beți mult ca să pe de altă parte, o nenorocire ar fi. Pe de altă parte, cum să-i explica că ea avea colesterolul mai mare decât mine?
prin faptul că era ceva mai nevrozată decât eram eu. Poate și genetic. Da, deci, deci sunt slăbănogi care nu mănâncă porc și nu știu, și au colesterolul. Secretul pentru colesterolul care să fie menținut în limite normale este vinul, nene. Vinul. Să bei deci de păruptele. Eu tot îi spun, vinul te poate face mai inteligent. Îți dă o, mai e un excitant așa. Sau idiot, dacă bei ca porcul. Dacă bei vin din foamă de aia producătoare 1001, nu, acolo, acolo e o problemă, nu, ăla e, trebuie băut cu măsură, nu-i chimie. Este nu, o travă curată. Nu e o travă, ăla are o știu problemă. Știu eu niște de... oameni care au băut toată viața lor asta și... Nu, știți și care e problema acolo, că mulți, bă, cei vin de buturugă române natural, nu. Da. În perioada filoxerei, filoxera a apărut în Europa, în Franța întâi, care era mare cultivatoare de, de viță de vie, și atunci s-a... în locul vițelor de vie care au fost scoase, bolnave, s-a pus un soi de viță de vie cu rădăcină de viță sălbatică americană, din care a ieșit acest soi de viță producător, care rezistă... Filoxera ce făcea? Ataca rădăcina viței de vie, asta e filoxera. Mânca, e un bârzăune de la care mănâncă... Păi zice producătorul că e foarte rezistent la orice și dă producție, nene, cantitate mai, dar cine bea numai de ăla... E punem, face mai multe soiuri de, de s-a dus mintea e. Da. Poate să mănânce și lemne din gard. Nu, nu, stai puțin, măi, hai să, nu, nu, vorbesc da, foarte serios. Seama, acest, acest vin de buturugă care, pe care unul consideră e românesc, e sănătos, de fapt are o problemă. Datorită acelei rădăcini, pentru că el nu trebuie stropit, ca vița nobilă trebuie stropită, e mult mai sensibilă decât asta. Numai că acest, această viță de vie produce o chestie care se cheamă, spun imediat, stai puțin, să pun niște zahăr, unde? Adu niște zahăr. Ceapa trebuie caramelizată puțin, pui și puțină sare. Vezi că este dulceață, așa. Nu, pui și sare, că facem. Și o lași să caramelizeze pe ceapă, așa, o mai întorci puțin, așa, punem și mirodeniile astea de care vorbim noi, da? Hai să punem, aici o punem... Deci ceapa caramelizată merge atât de bine cu ficatul că o să guși și nu o să te mai oprești. Merge nu o să cu mai ficatul din farfurie, nu cu ficatul din corp. Ba și cu ăla din corp. Bă, stai puțin, mă. Bă, e o mare în momentul, diferență. Nu, e o mare diferență. Ăsta de aici și ideea de este că uneori te îmbolnăvești de ficat pentru că mănânci lucruri fără has, prost și stomacul vrea ceva bun. Înțelegi? Dacă vrei tu să fii sănătos și mănânci numai lucruri care n-au niciun gust și nu știu ce, să nu-ți închipui că ficatul tău e fericit. Ficatul, care are legătură cu limba, cu nările, pentru că organismul combină, își ia datele de la... spune nasul, îți transmite ficatului. Stai că e ceva foarte bun, a făcut Dinescu, da? Ficat cu ceapă. Spune limba, tot ficatului. Tecuțule, e mișto, a pus și puțină smântână deasupra, da? Deci, pe mine a început să mă doare colicistul din miros, fii atent, direct de la nas. Dar stai puțin, ai probleme cu colicistul? Ce înseamnă colicistul? Stai că, fii atent, că Dinescu a făcut ceapă. Stai că, nu știu ce înseamnă colicist, pe cuvânt de onoare. Băi, eu știu. De din ce? Din păcate, eu știu. Vrei să spun eu? Da, spune. Uite aici, la 4 cm, de ce? Aici. Uite aici, când te doare aici, poate te doare atât de tare de să nu știi cum te cheamă. Și dacă nu te doare, ai ce dracu faci? Ai un organism sănătos, deci trebuie să fii fericit pentru chestia asta, că poți n-am să mănânci avut probleme, toate nu. Astea după aici. Nu, n-am avut niciodată, pe cuvânt de onoare. Nu mă dau mare, că nu... Nu, dar e important. Nu mă doare stomacul. Foarte bine, e grozav. Nu mă doare stomacul și nu mă doare nici capul. Nu mă dur niciodată capul. Bine, fiindcă el lucrează tot timpul, că dacă ieșeam eu la pensie, eu m-am pensionat acum un an, că am avut, numai câștigam bani și voiam să trăiesc puțin din, și din pensie. Mi-era rușine să mă pensionez, dar să spun ceva, că ai văzut pensionare, ies, au terminat fericit, stau pe o bancă în fața blocului și după aia mor, că era și un banc. Zice, bă, ce dracu pun ăștia în pensie, mă, de murim așa de repede. Păi nu trebuie să te lași. Am văzut și o repet și trebuie să vă uitați. Există pe Discovery... pe Netflix sau cum dracu se cheamă, despre bucătăria stradală, fii atent. Și vezi tu în America Latină, și nu numai America Latină, niște băbuți așa cocârjate,
așa, și le întreabă câți ani ai mamaie? 95. Și gătesc, muncesc. În clipa când nu mai muncești, mori. Așa e, așa mori. Asta așa e. E. Dacă nu se înțelege această chestie, românii au găsit mare șmecherie să iasă militarii la 45 de ani. Pentru ce să iasă în ei? Ca să moară la 50. Nu, ca și cum e a lucra un subteran. Să iasă ăștia de la frontieră la 45. M-am întâlnit cu oameni tineri. Câți ani ai? 45 și ceva. Sunt pensionar. Doamne, Doamne. Și nu te doare. Nu ți-e rușine că treci din pensie. Este o rușine fără de margini, după părerea mea. Și o prostie și nu ține de sănătatea omului chestia asta. Deci da? Tu promovezi acum pe lângă mâncare și mișcarea sau munca? Munca... Munca te face. Păi da, nu că mulți vin la mine. Munca te nobilează. Bă, câți ani ai mai așa? Păi nu te liniștești, mai băiat. Păi de ce să mă liniștești? Să mor? Corect. Deci fii atent, până acum ți-am făcut așa. Ficatul. Ficat cu ceapă caramelizată. Bă, e genial, pe bune. Așa pe care l-am pus pe o ciupercuță, da? Da. Putem să punem și puțină sare. Tu nu mănânci sare, nu? Sau mănânci sare? Nu, putem să punem o țâră de sare peste ficat, că n-am pus nimica până acum, știi? Ok. Da? Bun, asta e prima chestie. Că mulți... Acum ce fac? Fii atent, pun niște unt și... Ce facem? Am fiert papardelele. Da. Și le punem puțin la prăjit. Că nu mai avem timp să punem la cuptor. Noi nu trăim totuși în epoca vitezei și a... Așa, hai să înțeleg, ca să înțeleg mai bine. Până acum, ce ai făcut este mâncare românească, așa, da? Și asta e românească, că noi ne tragem din român. Asta cu pastele... Cum nu ne tragem din ne strămoșii tragem, noștri? Nu... Iartă-mă! Băi, chestia asta, noi vrem să ne dăm, cu toți suntem daci. Hai mă, că bă, nu știm încă nimic. Câte paste ai mâncat tu când dacă erai mic? Dacă mi-arăți tu o inscripție dacică, în afară de viezure, barză și mânz, ia mai zi 5 cuvinte dacice, știi? Gazdă, vastă... Rămâi gazdă sănătoasă, au zis romanii și au plecat. Asta era. Au plecat la ei acasă când au venit popoarele migratoare, știi? Rămâi gazdă sănătoasă. Bun, aici aia... tânărul meu a pus și... 2 ore de cașoal și niște barză. Cum? Și brazdă și varză. Brazdă, varză. Și barză. Și barză. De ce oare? Că eu m-am gândit, mă, de ce n-au cam pus și... Cam puține cuvinte n-au rămas, mă, de la greșe. De ce n-au de la daci, pe peștere, pe niște pietroaie, nimic. Cred că nu le-a plăcut cartea. La daci? Da. Păi nu, erau oameni liberi, învățatul te obosea, știi? Și bă, la cât vin băgau aia, la cât vin băgau aia, că nu mai ajut să citească, mă. Da, mă, eu sunt foarte mândru că dacii au fost băutori de vin, știi? Dar și, de ce vreau să fie băutori de coniac? Știi care de ce? Da, nu. Cola, de ce nu, să... Nu, nu, ce nu. Să... Știi când tăiați există o teorie... Tăiați toate de coca. Există o teorie. Așa zic. De ce ne-au învins romanii? Că, ei, da. Că romanii care au mari băutori da? De vin... Da. Romanii beau vin numai după apusul soarelui. Și asta e o chestie, să știi. Seara trebuie băut, de fapt, știi? Că asta e... Până dimineața, organismul lucrează acolo și... Așa. Romanii au întâlnit niște... Că a venit ăla nefericitul ăla care le-a distrus viile, preotul Deceneu. Sau Deceneu, Deceneu. Da? Deceneu sau de ce eu? Da. Da. De ce eu variante. Și de ce nu tu? Fii atent. Da. Ăla a scos, a zis, domnule, sunt bețivi ăștia, nu știu ce. Și nu mai vin cu... la biserică, asta era problema lui. Pe vremea că lui, lasă cu biserica, că nici se biserica am prea avut. Și stătea biserica goală și n-avea cine să-mi face bănuță. Unde mai aveau daci biserici? Ce explicăm? Stătea săracul și... Unde aveau, mă, daci biserici? Ținea slujbă de, la deci, stele. Peste avea, că s-a descoperit la Sarmisegetuza. Da. La Sarmisegetuza. Peste tăieței punem aceste chestii... cașcaval în... Așa. Dar ești mândru că ești dac, așa? Ești... Nu, nu, nu. Eu mă consider roman. Ah, ok. Ascultă-mă. M-am liniștit un pic. Deci ideea este următoarea. Când au venit dacii, cred că am scris cineva o figură, că, domnule, dacii nu mai beau vin, că scosese la toată cazie, și au venit niște băutori de vin, romanii, mâncau bine și cu vinul ei au tăbărât pe ăștia. Păi dacă nu bei nimic, te apucă frică. Păi le tremurau mâinile, de cauza că nu le-a dat băutură la timp. Păi da, ei, să știi, ei erau așa, alcoolicii, nu, aveau, alcoolicii nu se puteau bărberi. Dimineața da. De asta aveau toți bărbi. Tu ai văzut că nu, erau bărbi. Era o criză de lame de bărbierit în Dacia. Din cauza că alcoolici fiind, te tremuram mâna să era o criză de lame de bărbierit. Nu mai mă bărberesc.
urăsc, nu mai pot. Fii atent, băi, stai mă, învață și tu ceva, băi, băi, dacă tot ai venit la mine, învață și tu să gătești. Deci eu am făcut un soi de turtă, fii atent. E turtă, turtă. Turtă, turtă. Este budincă. Dacă pui nu niște zahăr și la urmă niște măgheram... Nu, nu, că pun măgheram, să știi, este sărată chestia dacă asta. Dacă nu pui măgheram peste ea, nu-i românească. Dacă tu știi să-mi câști foaie verde măgheram... Eu vreau să fac pască românești. Că, să știi că strămoșii noștri romani le aveau cu mirodenile, să știi. De ce? Pentru că ei, în toate țările unde au cucerit, au luat și rețete de mâncare și au luat și ierburile care erau folosite ca medicamente și ca mirodenii. Ce au luat ei? Femeile și ierburile. Ce mai frumos. Ce au luat ei de la daci? Păi au da, luat femeile. N-a culcat și o femeie în iarbă, când a ridicat-o în braț, a ridicat-o cu tot cu maghiram. Exact. Ah, și a spus, bă, femeia într-un pătuț de maghiram. Da, băi, ce bine sună. Băi, stai puțin. E deja poezie, e deja poezie. Fii atent. Deci am pus asta așa, să nu se rupă. E ca o clătită, știi, pe care eu o întorc. Mamă, ce deștept sunt, chiar mi-a ieșit. Dar fii atent. Păi eu am spus, mă, de ce să mă bat eu cu fratele meu cu alea amărâte care rămân pe marginea cratiței? O să le prăjesc pe toate. Pe toate și le faci praf scrum tot. Hai mă, pe bune. Și cu miroase, hai bă, dacă nici... Dar miros de acolo, nu că nasul meu funcționează. Bă, nu, să da, verific dacă n-ai... Sinusurile nu sunt fundate, funcționează perfect. N-ai. Nu, n-am miros, coronavirus, da? Sunt perfect. Da, bun. Mamă, ce mișto a ieșit asta. E o bunătate. Ei, și acum vrei să spun niște mirodenii? Spun și pe asta puține deci, mirodenii. Asta vroiam. Ăsta e momentul. Ăsta este, ăsta este orgasmul... Genial. Din bucătărie. Am tras trei chestii de mâncat, deci ficățel cu ceapă caramelizată și cu o ciupercă de desubt. Ruladă, da, de ruladă de porcușor. Cu ficat și cu ciuperci, așa. Și această mică... Asta e un fel de desert sau ce? Nu, ce desert? Eu mănânc acum de asta. A, da? Mm? Așa, și să mâncăm, zici? Păi mâncăm, uite, spun... Dar nu mâncăm aici? Ceas... Mâncăm în altă parte? Păi nu ne ducem jos, unde sunt lăutari, da. Chestii. Aha, a, da, frumos. Cu lăutari, cu nu știu asta ce. Asta e dulceață de? Dulceață de ardei iuți, dar nu foarte iuți. Aha. Înțelegi? Deci e ce trebuie, știi? E ce trebuie, dacă e zici ce trebuie. Tu. Hai! Deci, asta e, asta și e. Și mâncăm, chiar mâncăm. Șef Dinescu vă invită. Hai că la masă. Să răcești asta. Mamă, și n-am timp. Doamne. Hai. Triferment colesterol. I-aș ruga pe prietenii mei târgoveți, îi spune, știi? N-avem târg, dar avem în schimb târgoveți. Să fac un intro muzical, da. Nu? La partea a doua emisiunii. Sau ia, cum... în cinstea acestui domn, pe care bănuiesc că l-admirați. Deși erați copilași când ei erau celebri, da? Da, da. Da? Îi aveam atunci în vizor tot timpul, în fiecare zi ne uitam la dumnealor și da. Ne animau zilele. Vă râdeați, cum să spun, ne râdeam. Ne râdeam cu toții. Acum faceți și voi ceea ce făceam atunci pe vremea aia. Expuneți-vă, dați drumul să ne bucurați ziua. Și noi, da. Păi să vorbim prin muzică, târgoveții mei. Și... Hai! Ia aud ca... Numai eu și ciocanul! Itropăindă și pe leanța tot râzând, măi nene. Ce mai râde, ce mai strigă, dar mă uit că-i gol în pungă, nene. Hai! Ce mai cai am călărit, mă. Și ce bani am cheltuit, opo. Și ce pui goț am iubit, mă. Și ce cai n-a terpelit, mă, ai udila!
zice că sunt bătrân, că bea o cană cu vin, măi nene. Și rad barba până la os și mă fac tânăr frumos, măi nene. Și mai cai am călărit, mă, și ceva ne-am cheltuit, ofo. Și ce pui goță-mi iubit, mă, și ce cai ne-am terfelit, mă. Auzi, Vioara! Ciocanu, să rănesc frumos! Aie! Ia uzi, udile! Păi întreabă tu haina mea, câte-au mai dormit pe ea, măi nene? Câte-au mai dormit, măi frate, n-o lau n-a ca s-o calce, nene. Ce mai cai am călărit, mă, și ceva ne-am cheltuit, ofo. Și ce pui toți-am iubit, mă, și ce cai ne-am terpelit, mă. Hai, băiți! Ce mai cai am călărit, mă, și ceva ne-am cheltuit, ofo. Și ce pui toți-am iubit, mă, și ce cai ne-am terpelit, mă. Verse frumoase, muzică frumoasă. Cu tâlc? Cu tâlc, fiindcă ei scopesc în muzica veche românească și uite, mai scot câte o... De unde sunteți voi? Eu... De la țară veniți în București. De pe Bărăgan. Așa? De la... Din orașul meu. Deci asta e o muzică specifică cărei zone? Zona asta? Asta e muntenească, muntenească. Muntenească, da? Da? De oraș, de Mahala. Da. De Mahala, da. Dar din sud. Deci da, zona sudului, dar muzica vechilor târguri, ce se... erau acum 10, poate sute de ani, când toată lumea se întâlnea și toți trebuia să asculte un singur gen de muzică. Și atunci e o combinație dintre muzica folclorică și muzica lăutărească, muzică târgovească. Și muzica evreiască, aveți puțin din, cum se cheamă aia? Avem și de acolo. Cazul, cum cântă Udilă. Udilă. Și la... Clarinetul ăla care este ăla, inconfundabil, da, da, în muzica, da, lor, da. Da, da, mai... Da, el când se îmbată... Când se îmbată, când la cravată. Cravată. Da, da, da. Ia, tată. Frumos. Ia mai zi una. Ia mai ziceți una, dacă tot a zis... Dar l-ai văzut pe... Ia, ieși în față. Virginia. Ia te ce... Ce... Față excepțională. Nu, ce are în mână acolo. Are o mânușă de acordeonistă, e o mânușă specială, nu? Da, da, da. E luată de la Paris. Ceva, așa pe sufletul tău. Hei! Foarte bun. Bravo. L-am întrebat și noi, măi Virgil, de ce porți tu mânuși? Și a zis, așa sunt cuvintele lui, eleganța mea. Zice, dacă n-am mânuși pe mâini, să lipește amprenta și nu mi-alunecă pe clap. Da. Murdărește acordeonul, mă, îl păstrează, mă. Respectul față de acordeon, da. Foarte frumos. Dar mâini și am mânușe pe box. Și cântă doar cu degetul mare, nu? Atât. Foarte drăguț. Da. Domne, uite, din când în când știi mare lucru. Eu am regretat foarte tare când, de exemplu, a murit bătrânul de la Mambo Siria, știi? Fiindcă e greu să mai găsești un locuitor de genul ăsta, de personaj. Lăutare autentici. Deci personaj, știi? Că poți să ai talent și să nu fii personaj, știi? Pur și simplu să devii un personaj în...
Și asta e simpatic la ei, pentru că și Udilă, și el care cântă, și acordeonistul, și cel de la țambal, să nu-i jinim nici pe ceilalți de la vioare, par niște figuri simpatice și e mare lucru chestia asta, știi? Asta înseamnă când vezi... E o piesă în care toți sunt actori. Un artist, mai puțin, un artist își arată talentul prin simpla înfățișare. Da. Da. Înainte de a deschide gura sau înainte de a cânta sau de a interpreta ceva la un instrument. Dom'le, dacă fața îl recomandă, îți atrage atenția. Uite imediat. Cum nouă ni s-a recomandat această papardelele astea cu presul. S-a terminat între timp. E ca o plăcintă bună. Eu n-am mai făcut până aia, dar acum bag la cetate și la restaurant chestia. Făceam cu macarone, dar e mai bună cu papardea, știi? Tu ai reușit... E crocantă, e foarte mișto. Ai reușit un lucru foarte tare, după părerea mea. Te-ai reinventat, ești în modă, ești în trend. Da, bine. Și, pentru că acum nu există emisiuni fără bucătare. Cred că în curând și știrile vor fi prezentate cu bucătare, adică din bucătării, știi? Păi știi, mulți că au furat de la mine. Că aici și lângă ea e unul care face ceva la... Acum 15 ani, când am deschis eu acest restaurant, aveam un tânăr care făcea înghețată. Era genialoid așa și am stat cu el de vorbă și fac din orice. Zic, hai mă, din orice. Zic, poți să faci din roșii, înghețată, din pădlăgele roșii. Da. Bă, dar din colivă și să faci? Fac, domnule, cu mâine vă aduc înghețată de colivă. Bă, și am lansat înghețata de colivă. Anul trecut vine un papagal care e un restaurant și zice, la noi se poate mânca înghețată de colivă, suntem... Mai sunt alți doi papagali, doi frați care au venit aici acum vreo 7 ani și au mâncat în spionaj industrial înghețată de colivă. Și ei asumă chestia pe care am creat-o eu, tu, vorbire, și băiatul ăla tânăr, care era chiar foarte bun. Păi înghețata de colivă, la lacrimi și sfinți. Stai că s-a făcut acum 15 ani, când ăștia habar n-aveau. Se potrivește. Da. Singurul lucru care nu-i corect la lacrimi și sfinți este că nu faceți pomană și nu dați mâncarea de pomană. Nu faceți, mă! Că e scumpă, a trecut odată o băbuță și s-a uitat lacrimi și eu eram în bază. Maică, ce e aici? Zic, e restaurantul Patriarhiei, mamaie. Da. Adică, tu trebuie să faci așa, și înghețată. Prea fericitul vine la masă și vă întreabă ce ați mâncat. Poți să faci mai multe feluri de mâncare din colivă. Poți să faci o friptură din colivă. Poți să faci dacă nu pui zahăr, cum ai? Păi, dar stai puțin. Așa. Toți arabii mănâncă colivă. Dar o dai de pomană ca să fie primit. Că dacă nu o dai de pomană, nu-i primit. Se poate, se poate. Și dacă ai face tu chestia asta, știi câtă lume ar veni, ar fi cos pe 3 rânduri până în bulevard. Coliva e gratis. Sticla de vin e 300 de euro paharul. Ești, spuneam, în trend. Tu vorbești unui om care a căzut de pe, ca statuia. De pe, gândește că timp de 2 ani de zile ăștia ne-au omorât, de fapt, afacerea. Te referi la pandemie. La pandemie ești... Da. Eu nu mă refer la pandemie, că în mod normal... Oamenii ar trebui să mănânce și să se distreze mai abitir, după părerea mea, în pandemie, pentru că distracția i-a reușit să-i vindece de stresul ăsta și nu știu ce, să vin să ascult muzică, să dansezi, să mănânci bine. Numai că ăștia au luat-o pe latura tragică și dramatică și pe toroipan cu forțele de-astea de intervenție rapidă la restaurante. Și atunci, de-aia nici nu le-a reușit chestia asta cu vaccinarea. Că dacă tu erai responsabil și cu mine de vaccinarea în România, stăteam noi la un pahar și ia vină, veneau niște surori de-astea medicale. Ia fă-mă mie, cum se face vaccinul ăsta? Noi am rămas cu ideea că vaccinul în copilărie era îngrozitor. Veneau unii cu o chestie cu 16 ace și strântea una aici, de te durea, de te rupea. Era ăla pentru TBC, dacă nu de ușa. TBC, de tot soiul de chestii de astea, de boli de copilărie, în fine, care ne-au scutit de anumite boli, în fine. Și acum, vaccinul ăsta, de fapt, e cu un ac foarte subțire, nici nu simți când te doare. Bun, că orice vaccin și orice chestie poate să aibă și la... 1 milion de oameni sau la 100 de mii să fie cineva care n-a. Dar în rest să mă bată Dumnezeu. Adică ăștia venind cu forța, cu toroipanul, și cu pompieri, și cu poliția, și cu sergenții de stradă, și cu ăștia, cum îi cheamă. Zici că i-au speriat pe oameni? Da, nu, au băgat un soi de... Nu cred că e vorba de speriat. Iartă-mă, o rezistență a românului la orice vine de la guvern și de la conducător. Asta lăsând la o parte. Ei nu mai cred în nimic ce se spune de la conducător. A început dramatic,
Asemenea, amații și grotesc. Ți amintești cum a început pandemia? Au venit mașinile de poliție la ferestrele oamenilor să le cânte Deșteaptă-te române. Tu ții minte chestia asta? Nu, la mine pe stradă n-a venit nimeni. Sau poate cum dormeam încet? Eu nu, mă, când a început, erau, mă, aveau niște date și cântau Deșteaptă-te și toți erau băgați la să doarmă. Păi cum le cânti Deșteaptă-te române la culcare, măi? Nu, am venit cu chestia asta de hei rupis de ăsta. Trebuia o chestie omenească și medici mai simpatici să le spune, bă, veniți, bă, fraților, că scăpați de niște nenorociri, poate să vă moară copiii sau părinții. Eu pot să spun un singur lucru, boala asta e o mare nenorocire, pentru că am trecut prin ea. Este o mare nenorocire. Este un dezastru. Eu n-am negat-o niciodată, eu mi-am făcut toate trei vaccinuri, nu știu dacă ți le-ai făcut. De cum să nu? Toate trei vaccinuri, da. M-am dus liniștit la, m-am dus la Băilești și mi le-am făcut aproape de cetate. M-a întrebat una, zice, parcă vă cunosc, sunteți din Băilești? Zic, da, sunt din Băilești. Păi ce ai, al cui sunteți? Vă știu de undeva. Al lui Mircea Dinescu, da. Sunt, da. Da. Și a, zice, unde? Parcă mi-a zis că stă unul pe acolo. Și mi-a făcut vaccinul. Bun. N-au și mă, dracu. Bine, asta e firea mea și probabil că... dar nu, n-au știut, băi, nu se poate face binele cu forța. Să știi, e vechea poveste pe care... Nu e vorba de bine cu forța, da. Dar este, e vorba de comunicare, de un anumit mod de păi cum e sensibilă chestia asta. Oamenii sunt înfricoșați. N-au nuanțat-o. Dar e și foarte multă ignoranță. Bun, iar da. Neîncrederea este mult mai ușor de însămânțat și de răspândit decât încrederea. Asta e știută. E adevărat. Da. Adică, prin rețelele sociale, un mesaj negativ care începe cu nu vă, e mult mai prizat de public decât un mesaj... Vă. Pozitiv. Vă. Vă. E foarte greu. Și nu numai... Bine, antivaccinismul ăsta nu-i doar în România, e peste tot în lume. Cu... Bun, fiecare e liber ponderi, până la urmă, da. Cu diverse ponderi, da. Mesajul care ar fi trebuit dat ca să convingă oamenii să meargă la vaccinare... Să spune, nu vă vaccinați. Nu, nu așa. Nu. Că m-am gândit și eu, băi, cum ai putea să atragi oamenii la vaccinare? Spunându-le că li se întâmplă ceva frumos după vaccinare. Ceva bun. De exemplu, rezolvă problemele de erecție. Vaccinul. Bine, se apoartă băi, chestia asta, da. Știi? Da. Dacă te vaccinezi, acum, da. Ești mega bărbat. O faci să se și simtă... Erau trimiși de femei. Du-te, mă, și te vaccinează-ne, neurocitule, mai repede. Exact, îți dai seama. Chestia era, știi, când ți-au adus cartofii în Europa, după ce a venit Columb, știi că... Eu tot le spun, une, că a venit unul și spunea dintr-un primar, dintr-un sal, mâncai pâine românească, domnule, de pe vremea lui Decebal, cu cartofi. Bă, mi-a spune, bă, stai mă, că Decebal n-a mâncat cartofi. Nici Ștefan cel Mare n-a apucat să mănânce. Nu erau încă în Europa. Dar când au dus în Franța, s-a gândit să rezolve foamea din Franța. Și ăștia erau sceptici. Bă, ce mâncăm noi? Ăla îngropat în pământ. Nu. Și atunci a plantat lângă palat, la Tuileria, acolo au băgat o 10 hectare, 20 de hectare de cartofi, de cartofi și a pus soldați să păzească. Și când ăștia au zis, opa, sunt păziți, e ceva bun. Și au început să fure cartofi. Se mănânce, da. Așa s-au vaccinat cu cartofi da, francezi. Da. În fine. Deci, revenind la mâncare și la, la emisiunea ta, îți spuneam sus în bucătărie, mă miră că nu faci parte dintr-un juriu de emisiune, de păi concurs nu mă, eu, la mine, culinar. Eu am papila gustativă inteligentă, nu mă dau mare, că asta, dacă n-ai papilă, degea oricine ia o carne de bucată și gătește. Nu, trebuie să știi sosul, mirosul, totul ce... dar eu ți-am spus, eu sunt solist, eu nu sunt în corul Madrigal, pentru care am fost toată stima pentru celebrul cor. Dar eu mă joc. Și eu iau gătitul ca un joc, înțelegi? Nu e niciun concurs. Știu să gătesc, eu știu, am văzut oameni pe care i-am făcut fericiți cu felul meu de a găti, înțelegi? Pentru mine este o formă de terapie pentru decât să mă duc la spitalul de nebun de la Poiana Mare, știi că există și acum spitalul de nebun, într-o zi am trecut pe acolo, avea două steaguri înfiate la poartă și scria bine ați venit. Ca și un, băi, uite-mă, asta într-adevăr. Deci, gătești legume, carne, și de fapt te cureți pe creier de toată angoasa și tot stresul ăsta al vieții, știi? Gătitul e o formă, eu le spun multora, știi? E un medicament care nu face, din contră, face bine și la creier, nu numai la stomac.
Și atunci sigur că mă joc cu ceapă caramelizată, cu ficat de vițel, cu nu știu. Astele și inventez tu cumva, unele nu? Da, unele da, dar cam știu ce să poartă, ce nu știu ce. Intervin evident de multe ori. Și cum a fost, uite, cu papardelele astea. Știi, eu făceam macaroane aici la Lacrimi, eu făceam macaroane cu trei feluri de brânză, știi? Dar m-am gândit să fac acum papardele și mie mi se pare că sunt mult mai gustoase. De ce? Că ai văzut ce crocante sunt? Ca dovadă că până să începem noi emisiunea, eu am ras trei sferturi și tu ai mâncat un sfert. Acum nu mai mănânc, te las pe tine. Ți-am spus, trebuie să mă păstrez, trebuie să am o atitudine echilibrată, să gust din fiecare, să savurez. Da, nu, el a spus că în timpul emisiunii și înainte nu mănâncă, că își pierde farmecul și inteligența și nu știu ce. Nu neapărat. Și după ce se încheie emisiunea, mâncarea te adoarme, tăbără, da. Deci mâncarea te adoarme. După ce mănânci, se coboară sângele în stomac ca să... Dacă cheamă după ea și un pahar cu vin, așa, cum cheamă... Este. A, în momente de stres nu-ți vine să mănânci. Da. Ție-ți vine să mănânci pe stres? Nu poți, n-ai cum. Când este ca și cum... Nu, pe stres mănânci mult, de-aia sunt grașonii. Pe stres mănâncă mult, că e o bulimie aia care face pe... Dar în timpul activității care te preocupă, n-ai cum să bagi în... Nu ești la calculator. Ăia la calculator, oamenii care au munca asta la calculator, uneori au obiceiul ăsta de a ciuguli tot timpul. Aia nu-i bine. Nu, e clar că și dacă ești cu o femeie, dacă te umfli ca bou, dar nu mai ai... pofte și de altă natură. Nu mănânci leu, de vițel, mănânci dar ai văzut că leu, chipsuri sau de asta, leu, știi? După ce mănâncă, doarme, nene. Doarme liniștit și mai mult decât atât, ei au un cod al onoarei, dacă vrei. În clipa în care el a mâncat o căprioară și la 100 de metri pas care la alte, că ele au, nu sunt obsedate de frica de moarte, cum e omul, știi? Pat liniștite. Dar leul ce face? Știi, își ridică coada. Când leul stă cu coada pe sus, nu atacă animale. Le anunță că poate să mănânce liniștite, deci, fără glumă. Și căprioara este cu un ochi la păscut și cu un ochi la coada leului, leu, nu? Deci asta e ideea, nu? E, asta, fiindcă... Sau niște sentinele care stau de șase să vadă când cade coada această... leului. Bă, a căzut coada leului! Fugi! Omul n-are acest mecanism. Da. Așa, să revenim la muzică, n-ai vrea să revenim la muzică? La muzică mai zică prietenii noștri ceva, nu? Băi, cu haz! Și auziți, domnul Dinescu? În piață la Slobozia mi-a luat vântul pălăria. Și în piață la Slobozia mi-a luat vântul pălăria. Și mi-a prins-o o cucoană, ce se crede mare doamnă. Și mi-a prins-o o cucoană, ce se crede mare doamnă. Mare doamnă-n tinerețe, le-a de gură-n bătrânețe. Mare doamnă-n tinerețe, le-a de gură-n bătrânețe. În bătrânețe, în bătrânețe. Domnița mea, hai sictir, măi, hai mana. Iertare, domnița mea, hai sictir, măi, hai mana. Ai uitat gură spurcată, cum erai tu altădată. Ai uitat gură spurcată, cum erai tu altădată. Te-ai sfințit arzătear focul, nu te mai cuprinde locul. Te-ai sfințit arzătear focul, nu te mai cuprinde loc. Cuprinde loc, cuprinde loc. Nicușoare!
Doamna mea și-a mea stăpână, dușmân cu țărea de gură. Doamna mea și-a mea stăpână, dușmân cu țărea de gură. Să-mi sare ochii din cap, pe nuțu-i lua ce-ți-e drag. Să-mi sare ochii din cap, pe nuțu-i lua ce-ți-e drag. Îți iau fata dintre por și te las cu mare dor. Și-ai să vezi, măicuța mea, ce înseamnă o haimana, o haimana, o haimana. Bun, domne. Super. Trebuie să spun că la mine în familie nu se sărbătorea ziua de naștere, pentru că în familie mai sărace așa se sărbătoreau numai zile de nume. Sfântul Neculae, Sfântul Ștefan, cum îl chema pe tata, eu fiind Mircea Sfântul nu era, Mircea Sfântul Mircea nu prea era. Bine, mai este mai mult. Și n-am fost niciodată, și nici acum nu-mi sărbez ziua de naștere. Sigur că e bine că colegii de la Prima TV mi-au adus un tort unde, cu ce crezi că e ornat aici, cu un verze al meu care sună așa: bucătăriile se văd din cer mai bine decât oamenii de seamă, bagi lingura în nu știu cum de zeamă și nu am aici, nu am aici, am fine. Deci bucătăriile se văd din cer mai bine decât oamenii de seamă. E și asta o formulă, știi, că uneori e, poți să devii mai simpatic gătind decât scrind versul. Pentru unii, da? Ei, și-ar vrea să ne spui ce-ți dorești tu pentru anul care o să nu-mi vine. Doresc niciodată. Eu, niciodată. Zii ceva nu, frumos, nu, nu, ai! Nu, pe bune, nu. Mie mi-e frică să vorbesc despre viitor, dar nu acum pentru că sunt mai bătrân așa și împlinesc 71 de primăveri, ci mie mi-era mai frică de moarte când aveam 30 de ani, știi? Am și scris atunci, eram obsedat de moarte în, mă rog, în tinerețe. Nu mi-e frică, acum nu mi-e frică de moarte, știi? În fond e interesantă chestia. Totuși treci într-o, am trecut din comunism în capitalism, o să trec și de pe pământ în altă parte, nu să știu unde, dar voi fi foarte curios în clipa aia, știi? Trebuie să fii, eu nu suport oamenii care speră în subit, că există moartea asta subită, știi? Și zice, bă, mai bine mor subit. Nu, eu aș vrea să conștientizez drumul ăsta care desparte, sau mă rog, porțiunea asta de, dintre viață și lumea cealaltă, dacă există sau cum există. Fii mai vesel un pic, e ziua ta, e ziua ta. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu la ziua celorlalți, nu la ziua mea. E nasol, când e ziua ta, trebuie să ai ziua grijă ta, de e frumos, invitat, e bine, de nu știu ce. 71 la... de primăverești, un da, tânăr da. Matur care băi, dacă la, are tot viitorul băi, la în 70 de ani, e cel mai fericit bucătar băi, din la România. 70 de ani... N-am fost în mod normal la 70 de ani un scriitor important sau un bucătar sau, mă rog, un om de televiziune sau un personaj, cum am fost eu în istoria acestei țări, ar fi trebuit să fie sărbătorit la Cotrocen sau la, eu știu, la guvern. Da, da, dacă ai gura înțeleg? Mare și da. Îi spuci da. Pe toți, nu m-am sărbătorit nimeni, nu... sunt fericit. Băi, ești, uite, da. Serbezi prin auzi? Muncă, tu serbezi prin muncă ziua ta. Eu nici n-am știut că e ziua știi ta, cum eu e asta? Acum am aflat că e ziua ta. Auzi, o fetiță, am auzit odată, eram în vizită la, prieten, la o prietenă noastră și aia mică nu și-a făcut, știi? Și... maică, sau o sper să se ovază, știi? Măi, sunt supărată, nu, așa. Și asta zice, mamă, te rog să mă ierți. Nu, 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 mamă, te rog să mă ierți. Nu, nu.
Ce bine, atunci mă iert singură. Cam așa și eu, mă iert singur pentru această gafă de a sărbători aici 71 de ani într-o pivniță. Deci la mulți ani din partea colectivului. Da, la mulți ani. Colectivul de muncă. Tot ce-ți dorești. Da, numai bine. Da. Pa, mersi. Hai. Numai bine. Vreau să-ți dedic o poezie scrisă de tine, dacă se poate. Și întotdeauna am avut... Așa. O spaimă, așa zic, bă, se va întâmpla un lucru de necrezut. Cineva îndrăgostit de poeziile mele, mă gândeam eu când era mai tânăr, se va îndrăgosti poate de o fostă iubită de-a mea și o să o cucerească citindu-i versurile mele, știi? Deci o să-i rog pe colegii din orchestră să-mi fac un fond muzical. Așa, să cu vioara. Puțin, cu vioara. Ce vrei să reciți? Așa, lăutărie veche. Eu din cartea asta... Tu ți-ți plac asta. Dar tu știi că eu din cartea asta am câteva poezii pe care le-am pus pe muzică. Și le-ai și cântat. Și le-am și cântat. Ah, bravo! Da, fără glumă. Deci, o să scot acum un disc. Fiată, este o poezie care se potrivește foarte bine cu vremurile cum se cheamă? Pe care le trăim. Marele Transplant se cheamă. Da, bine, da, merge, da. Fiată, iubita mea bolnavă de ftizie, azi pun la cale Marele Transplant. Spre a-ți oferi fierbinți pe o tipsie, plămânii mei cu iz alcoolizant. La prânz am să-ți donez și o aortă. La cină trandafirul meu castrat, să-l porți în păr când mă strecor în pat, ca un borfaș fugit de sub escort. De Mircea Dinescu. Aplauze. Bun. Tot timpul ne întâlnim cu obsesiile tale, femeia și mâncarea. Sunt obsesiile omenirii. Și așa ale oamenilor în general, da. Da, da, da. Acum aș vrea să gust din vițelul ăla, dacă îmi permiți, că nu am apucat. M-am ținut până spre sfârșitul emisiunii. Poți să iau... Deci, vezi că dedesubtă are și ciupercuța, zahărul ăla, adică ceapa caramelizată. Să văd cum a ieșit, ficatul ăsta. Pentru că arăta bine. Mai pune ceapă puțină. Și ia și o bucată de din ăsta, știi? Ia și din ăla, că e foarte important. Deci, ți-am spus că, în general, mâncarea, dacă are și sărat, și dulce, și acru puțin, și nu știu ce, dă bine. Papila gustativă se bucură, știi? Pe urmă, dacă pui puțină... Dulceață, da, asta. De ardei iute, da. Care un ardei iute de ăsta oltenesc, cred că cu sămânța furată de la bulgari, știi că ei sunt mari grădinari ai, de fapt, ai Europei. Pe ficatul ăsta ai golden buzz, butonul de aur, mergi mai departe, direct în finală. Direct în finală. E bine. Da. Bun. Mai ia din asta, uite, porțiunea asta de... Nu pot să mănânc ca un... Uite asta, ronțe o pasta, te rog. Lasă-o acolo, lasă-o făpuri, că avem timp. Bine, când mănâncă el, că e rușine în timp ce vorbește, că l-a învățat maicăsa că nu-i bine să vorbești cu gura plină. Înghiți aer. Hai, puneți voi ceva, să poată să mănânce liniștit. De arta culinară, de vin, ce vine la buchet decât femeia? Și avem acum piesă pentru toate elenele năstrușnice din istoria noastră. Ia să vedem. Hai, băieți! Chiar la toaca mănăstirii trage din țigară și cu mersul de felină jubilează-n seară. Mă apropii, beau luleaua și zâmbesc domnește, scot mânușa-i sărut mâna și-o prind bărbătește. Este Elena nobila doamnă, ce-o vrea deputatul, pe șalui negru și-n ochi albaștri mulți și-au pierdut capul. Este Elena nobila doamnă, dulcea domniță aer de toamnă, ce m-a îmbătat, ah ce mister, și m-a fermecat, ah ce mai fer, ce m-a îmbătat, ah ce mister, și m-a fermecat, ah ce mai fer.
apare în colț de stradă, tremură birjarii. Și când zâmbetuși deschide, ori toți cârciumarii. Are ochii largi ca cerul, iris de turcoaze, și privirea-i miresmată de sublime raze. Este Elena nobila doamnă, ce-o vrea deputatul. Peșa lui negru și ochii albaștri, mulți și-au pierdut capul. Este Elena nobila doamnă, dulcea domniță aer de toamnă, ce m-a îmbătat, ah, ce mister, și m-a fermecat, ah, ce mai fer, ce m-a îmbătat, ah, ce mister, și m-a fermecat, ah, ce mai fer. Negru îmbrăcată de călugăriță, șade-n poartă parfumată măreața actriță. Dar de obște o plăcere, ea este domnița, la tuturor vedere este cuponița. Este Elena nobila doamnă, ce-o vrea deputatul. Peșa lui negru și ochii albaștri, mulți și-au pierdut capul. Este Elena nobila doamnă, dulcea domniță aer de toamnă, ce m-a îmbătat, ah, ce mister, și m-a fermecat, ah, ce mai fler, ce m-a îmbătat, ah, ce mister, și m-a fermecat, ah, ce mai fler. Când eram eu la Realitatea, la Prigoană, era prieten cu Prigoană și a venit un orar așa tânăr, simpatic, așa moldovean ăsta, pus pe muncă și n-au trecut nici de ani și m-am apucat eu de agricultură. Am luat niște pământ în arendă, mi-am cumpărat 5 tractoare, îmbudusem... Dar n-a durat prea mult chestia cu agricultură, nu? S-a ales praful, nu. A fost dezastru, da. Și dar grâul ăla pe care l-am făcut, îl am vândut lui, știi? A fost prima mea afacere legată de, și ultima legată de agricultură. Așa. Între timp, Boromiru a ajuns tare. A reușit. A reușit, nu ca da, tine cu tractoarele da, și cu grâul. A izbândit, da. Are câteva mori, nu știu ce, și face tot soiul de bunătăți. Și printre altele, acești cozonaci de post, mie asta mi se pare foarte tare. Cozonac de post. Cozonac de post. Și ți-ai închipit vreodată că vei mânca un cozonac? Înseamnă că ce, n-are ouă, n-are lapte, n-are... Foarte tare. Eu îți dau oricum, îți fac cadou două bucăți de gust. O să le mai dau unul, unul de post și unul normal, nu? Nu, că a, vegan. Vegan. A, bă, dar unul normal n-are. Eu aș vrea normal. Nu, în perioada asta, eu băi, vegan nu-s. Păi nu ești vegan, dar tu te... Nici post nu țin. Ținut teoria colesterolului. Na, ia cozonac fără colesterol. Băi, defectul meu, știi care e cel mai mare defect? Îmi plac dulciurile, spre deosebire de tine, care nu mănânci dulci, nu mănânci dulci și faci un lucru foarte bun. Da. Mie îmi place cozonacul, îmi plac dulciurile în general. Am și o poezie pentru Boromir. Da? Cozonacul Boromir se mănâncă cu ghimbir. Nu am talentul tău poetic, asta mi-a ieșit, ce vrei, e fort liric, asta a fost. Cu ghimbir se pune, să știi că se face ghimbir în zahăr. Ai mâncat ghimbir dulce? Nu, da. Caramelizat, așa, e super bun. Mâncat tot felul de chestii cu ghimbir. Nu, e bun, ghimbir, se mănâncă pur și simplu, așa ca o... Dar tu îl folosești în mâncăruri? Da, îl folosesc. Nu la toate, că... Nu la toate, da. Normal, da. Dar m-am jucat și cu ghimbirul, da. L-am făcut, chiar l-am făcut în caramelizat, așa, știi? Și se pune și în prăjituri, dar poți să pui și în anumite. Să împănezi o pulpă de porc cu usturoi, cu slăninuță și cu ghimbir. Mamă, foarte, și cu ghimbir de la dulce. E interesant. Este foarte bun. V-am mai anunțat odată, înainte de anul nou, vrem să lansăm niște tineri sau bătrâni lăutari din România, pe care n-am avut norocul să-i întâlnesc până acum, și i-aș ruga să trimită pe adresa televiziunii
o chestie scurtă filmată cu ei și noi selectăm, o să facem un mic juriu din care o să fac parte numai eu. Și asta se cheamă Lăutarii României, cum se cheamă da, concursul ăsta? Necunoscuți, că uneori știi, nu știi de unde sare iepurele, știi că stă vânătorul așa și iepurele la lângă el. Așa că te aștept să te lansezi ca lăutar. Mulțumesc foarte mult. E o provocare. N-am văzut că avut ocazia. Ai spus o poezie. Am cum era? Spus o poezie. Cozonacul... Boromir se mănâncă cu ghimbir. Vezi că ai ținut-o minte? Început. Asta înseamnă da. Că stângace, stângace. Dar uite, rămâne în memorie. Da, da. Bine. Domne, bine, cum spunea poetul, că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora. Să fim mândri se de se poate noi. Întâmpla. La mulți ani. Sănătate. Mai vedem. Numai bine. Mai spune Doamne ceva lui. De final și gata. Draga neni, mi-a șoptit un călător, ui ca neni, că-i chide piața opor. Draga neni, mi-a șoptit un călător, ui ca neni, că-i chide piața opor. Atenție! Supărată-i boierimea, necăjită-i țărănimea, nu mai zic negustorimea. Supărată-i boierimea, necăjită-i țărănimea, nu mai zic negustorimea. Neni, dacă ești pe Colentina, pui ca neni pe magherul sau la cina. Draga neni, dacă ești pe Colentina, pui ca neni pe magherul sau la cina. Toți vorbesc doar de obor, vechiul târg al moșilor, fala Bucureștilor. Toți vorbesc doar de obor, vechiul târg al moșilor, fala Bucureștilor. Draga neni, nu e piață mai bogată, pui ca neni și nici târg ca să-l întreacă. Draga neni, nu e piață mai bogată, pui ca neni și nici târg ca să te întreacă. Măcelari, dar și pescari, grădinari și cartofari, la obor sunt cei mai mari. Tărăvioara le e masă, oborașul le e casă, și-acum au inima arsă. Bravo! La mulți ani! La mulți ani! Ne vedem cu bine! Sănătate, toate cele bune!